La tipic Capricorn. Luna plină le influențează nativilor Capricorn în această săptămână situația financiară. Iată o veste excelentă pentru că pe nativii Capricorn nu îi bucură neapărat în acest moment viața lor materială sau redresarea situației financiare sau faptul că văd o anumită sumă de bani în cont, ci îi bucură recunoașterea valorii. Este o săptămână în care rezultatele palpabile și contractele semnate și numirile, de exemplu, pe un proiect sau chiar pentru unii capricorni într-o anumită poziție de responsabilitate, deci aceste dovezi palpabile îi sensibilizează extrem de mult pe nativii capricorni, mai degrabă în ceea ce privește sentimentul de împlinire personală. Pentru că luna plină le aduce confirmarea statutului, confirmarea rolului și mai ales sentimentul de apartenență. Este o mare bucurie pentru Capricorn să vadă că în sfârșit ceea ce fac ei contează, este o liniște pe care o au Capricornii datorită sentimentului de, iată, recunoașterea meritelor personale. Talentele lor ies în evidență, șefii îi pun în valoare și acest sentiment de a fi vizibil le dă nativilor Capricorni acum un sentiment de identitate aflată într-o stare de echilibru. Echilibru, iată, vine din întâlnirea între așteptările pe care Capricornii le aveau de la ceilalți și ceea ce le oferă exteriorul. Deci prin relații, prin oameni, prin șefi, prin situații sau conjuncturi, Capricornii reușesc să se poziționeze corect, astfel încât ei să primească laude sau recunoaștere. După cum spuneam, paradoxul este că nativii Capricorn sunt în situația de a primi și recompense materiale sau creșteri de salariu sau de a simți că li se ușurează povara unor cheltuieli, dar asta îi interesează mai puțin pentru că nu acesta este scopul. Scopul este atins prin sentimentul de adecvare la un context în care nativul Capricorn este apreciat și validat. Este posibilă o oarecare schimbare de direcție prin aceste două planete retrograde de forță care acum sunt opuse cu nodul nord din semnul racului, deci ar putea schimba o direcție în ceva, nu știu, poate regândesc o afacere, poate își schimbă casa, poate au o nouă direcție. Ceva care le crește confortul. Da, este vorba despre ceva care îi ajută să obțină ceva mult mai satisfăcător dintr-un anumit punct de vedere. Ei devin, cresc în ochii lor, devin foarte siguri pe o anumită situație. Sunt foarte încrezători. Încrezători, exact. Își doresc să facă lucruri de anvergură. Acesta este poate lucrul cel mai bun al săptămânii următoare, faptul că își doresc să facă lucruri de mare forță și cam încep să înțeleagă cu adevărat sensul vieții. Nu este deloc ușoară axa pe care are loc luna plină pentru ei. Sigur, tot ceea ce implică casa Scorpionului are o semnificație. Este vorba despre un potențial transformator destul de important, este vorba despre faptul că ei se gândesc serios să schimbe un întreg trecut, vorbesc mentalitate din trecut, sigur că da, revenim și cu concluzii pentru Capricorn după publicitate. Despre nativii Capricorn. Răsfățam nativii Capricorn cu niște informații într-o perioadă în care lucrurile par să se aranjeze în favoarea lor, pe lângă acele descărcări karmice despre care vorbești, pe lângă faptul că ei sunt prinși într-o energie mai mare din care ei trebuie să valorifice atât cât se poate în acest moment. Jupiter redevine direct în casa a 12-a și îi conectează în primul rând la credință. Acesta este și motivul pentru care Capricornii pot să beneficieze acum de un curs favorabil al lucrurilor, pentru că ei înțeleg ceva ce altădată n-au înțeles. Ei sunt mai deschiși și mai receptivi și știu să și asculte. Credința și înțelepciunea faptului că ei sunt prinși în ceva care îi depășește, îi ajută pe nativii Capricorn să fie mai liniștiți, mai cumpătați și mai integrați
în viața de familie și în sistemul social. Să mergem mai departe, să vedem pentru vărsători, ei fiind gazdele lunii în cadrul fenomenului.